ziua! Bună ziua! În primul rând, povestiți-ne cine sunteți dumneavoastră. Mulți mă cunosc, dar pentru cei ce nu mă știu, mă numesc Dorina Gheorghe. Sunt trainer de peste 12 ani de zile. Am colaborat în saloane circa 10 ani. Am strâns foarte multă experiență și din seminarii la care am participat, la care am fost alături de trainer renumiți și am acumulat multe, multe, multe informații de dăruit. Sunt trainer, fondatoare Academiei, mamă, soție și bună prietenă pentru voi toți și nu numai. La ce v-ați gândit când ați creat această platformă online? Această idee ne-a venit mai exact anul trecut, în anul 2020, anul acela deosebit, pe data de 17-18 martie, în momentul în care toată situația a fost lockdown, s-a închis și atunci am spus ok, nouă ne place foarte mult ceea ce facem și oamenii sunt doritori să petreacă timp bun, de calitate și util și am venit cu această idee de cursuri online, care ulterior s-a transformat într-o platformă online. Ce aport credeți că vor aduce cursurile online viitorilor participanți? În primul rând, am avut un succes uriaș pe piață cu aceste cursuri online, datorită faptului că peste 300 de persoane s-au înscris numai anul trecut și au participat la cursurile noastre variate, în care s-au găsit și de frizerie, și de tunsoare, colorimetrie și așa mai departe. Și am observat că aportul este destul de crescut, deși era surprinzător pentru noi, pentru că credeam cu tărie că doar a participa fizic la cursuri îți aduce un aport și o informație utilă, dar faptul că acele persoane dragi nouă acum, pe care le cunoaștem și le mulțumim că au participat, au fost foarte încântate de informația pe care au primit-o, de lucruri pe care l-au făcut după aceea și toate lucrurile frumoase care au ieșit din mâinile lor, consider că aduce un aport foarte mare în viața oamenilor care își doresc această meserie, pentru că găsești multe informații, timp în care să le vezi și multe, multe alte beneficii. Cu ce va îmbunătăți aceste cursuri calitatea participantului? Dacă ne gândim și luăm numai în calcul numai situația în care omul este acasă, în oaza lui de liniște, în confortul lui, e departe de tot zgomotul, de alți participanți la cursuri și poate vedea aceste cursuri oricând dorește, la orice oră, de câte ori dorește, că vrea să se uite și noaptea, la două noaptea, la trei noaptea, la cinci dimineața, nu contează, atunci a avut el o revelație că vrea să facă ceva, cred că crește foarte mult calitatea cursului online, pentru că oamenii spun, ok, poate azi n-am avut timp să-l văd, dar îl voi vedea mâine. Nu am înțeles mâine, îl mai revăd poi mâine. N-am înțeles nici poi mâine, îl mai revăd de 10 ori și atunci cu siguranță am înțeles toată informația care este acumulată în acest curs. Cu ce va îmbunătăți aceste cursuri calitatea participantului? Numai prin faptul că, dacă luăm în considerare, informația care este în acest curs este foarte bine detaliată, într-o liniște totală, în care trainerul se poate conecta și poate aduna toată experiența lui în cuvinte bine gândite, bine formulate, are timpul de acțiune mult mai mare decât într-un curs fizic, nu este deranjat și își poate aduna toate ideile și a le expune exact așa cum trebuie. Plus faptul că cursantul, elevul sau persoana care se află, colegii noștri care se află dincolo de aceste videouri, pot asimila informația mult mai receptivă, pentru că stând în fața unui calculator și fiind tu cu tine, așa cum am spus și anterior, te poți concentra mult mai mult și scapi și de frustrarea pe care mulți o au datorită experienței pe care o am în urmă ca și trainer, acea frustrare de a se uita la colegul în timp ce face exerciții pe care tu îl prezinți ca și trainer și poate colegul este mult mai bun și el deja devine frustrat și se panichează și spune eu nu o să reușesc să fac așa, eu nu o să pot să fiu ca și colegul și atunci vine ca un blocaj în mintea lui și nu se mai poate concentra. În schimb, având informația acasă, fiind doar el singur, practic este în concurență doar cu el și se poate vedea mult mai bun decât varianta de dinainte de a urmări un curs online. Eu cred că lucrul ăsta este un beneficiu foarte mare pentru oamenii de acasă. De ce ar trebui să urmeze cineva aceste cursuri? Dacă ținem cont de persoanele care termină cursuri de bază și nu numai și sunt în anumite zone ale țării sau în afara țării noastre, Irlanda, Anglia, Franța și așa mai departe, și își doresc foarte mult să evolueze, dar nu găsesc persoanele potrivite ca și energie, ca și temperament, ca și cuvinte, atunci putem să luăm în calcul lucrul acesta că ei, prin faptul că avem un curs online, se pot conecta cu noi de la distanță și ne pot avea în casele lor, în sufletele lor, în inima lor, să le fim aproape,
deși înainte își doreau acest lucru, dar nu aveau posibilitatea de a veni în țară sau de a veni aici la noi la București și nu exista posibilitatea cursurilor online. Și atunci cred că este un mare, mare beneficiu să putem ajunge și la ceilalți. Ce sfaturi sau întrebări aveți pentru viitorii participanți la aceste cursuri? Să investească tot timpul în ei, să nu se oprească din visul lor, să creadă cu tărie, indiferent de persoanele pe care le au în jurul lor, care dacă nu le susțin, să nu asculte de părerile negativiste și tot timpul să-și dea voie să evolueze. A evolua înseamnă a investi în tine, a investi în visul tău, a-ți urma visul tău și niciodată să nu te lași bătut, indiferent de ce situație sau prin ce situație treci, tu să știi tot timpul că tot ceea ce tu construiești la un moment dat va veni dublu către tine. Pentru că eu am o vorbă foarte dragă sufletului meu. În momentul în care muncești foarte mult pentru visul tău, Universul nu rămâne dator și El întotdeauna îți răsplătește tot ceea ce tu ai lucrat. Așa că crede în tine, luptă pentru visul tău și investește tot timpul în evoluția ta. Mai veniți cu noutăți în această platformă în afară celor deja existente? Da, întotdeauna vom veni cu noutăți, dragul meu, care ești acolo în spatele camerei, pentru că meseria noastră, ăsta este farmul, că tot timpul evoluează și de la an la an se reactualizează și iar actualizează și iar reactualizează și tot timpul avem lucruri noi de învățat, nu are cum să se termine toate lucrurile aici și eu de fiecare dată, cum voi stăpâni ceva mai mult sau ceva nou sau ceva frumos, cu drag voi împărtăși cu tine dincolo de această cameră și îți voi arăta ceea ce eu știu să știi și tu. Și cu siguranță vom avea tot timpul noutăți cu cursuri noi, videouri noi și multe, multe informații nouă, pentru că nu ne oprim aici, nu? Așa este. Avem încredere în evoluția voastră și îți mulțumim pe această cale pentru acest interviu și pentru aceste informații. Și eu vă mulțumesc tuturor, vă pup, vă îmbrățișez cu multă, multă dragoste și abia aștept să ne cunoaștem. O zi bună!